În timpul săpăturilor din Toposeris Magna, un oraș antic din nordul Egiptului, arheologul Kathleen Martinas și echipa ei au descoperit un complex imens de tuneluri lungi de peste 1200 de metri. De fapt, au găsit un centru religios imens cu 3 sanctuare, peste 1000 și jumătate de artefacte, busturi, statui, monede de aur, dar cea mai interesantă descoperire a fost un complex de tuneluri care duceau spre structuri scufundate. Nenumeroase cutremure care au avut loc în regiune de-a lungul secolelor ar putea duce la prăbușiri, dar arheologul crede că a descoperit în sfârșit mormântul pierdut al Cleopatrei. Dacă acest lucru este adevărat, atunci descoperirea va fi cea mai importantă descoperire a secolului 21. La fel, astăzi veți afla care este motivul strigătului mumiei, cum se distrau conducătorii Egiptului antic, când omenirea a inventat armele chimice, unde trăiau de fapt hobiții și pe cine ei vânau. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! Cleopatra, ultima regină a Egiptului antic înzestrată cu putere reală, a domnit din anul 51 înainte de Hristos până în anul 30 înainte de Hristos și rămâne încă o figură foarte misterioasă. Din câte știm, era o femeie remarcabilă și poseda o bogăție și o putere incomparabilă. Cleopatra a devenit regină la vârsta de 18 ani, vorbea 9 limbi, a studiat politica, economia și matematica. În general, era un politician inteligent și remarcabil, una dintre primele, dacă nu chiar prima femeie influentă din istorie și, bineînțeles, vorbim despre Cleopatra. Frumusețea ei este mereu menționată. Dar există o problemă. Adevărul este că majoritatea informațiilor despre regină proveneau de la romani, care o considerau o rivală. Imaginează-ți că colegul tău invidios sau vecinul urât îți face o descriere, cât de adevărată va fi. Iată, aceeași poveste este și cu Cleopatra. Cu toate acestea, regina în sine împreună cu mormântul așa și nu a ajuns la romani. Potrivit legendei, Cleopatra a încercat să depășească pe toată lumea, ascunzându-și locul de odihnă veșnică, astfel încât să nu fie găsită niciodată. Și judecând după faptul că mormântul ei nu a fost încă descoperit, i-a reușit. Cu toate acestea, acest lucru se poate schimba foarte curând, odată cu descoperirea de la Taposeris Magna. Dacă tunelurile conduc într-adevăr la înmormântare, atunci s-ar putea să aparțină Cleopatrei și soțului ei, Marcus Antonius. Potrivit lui Plutarh, când Octavian Augustus a invadat Egiptul cu trupele sale romane și a cucerit Alexandria, Marcus Antonius a căzut peste sabia sa și a murit în brațele Cleopatrei, după care a fost îngropat în mauzoleu. 2 săptămâni mai târziu, regina Cleopatra l-a urmat acolo pentru a face ofrande și apoi s-a lăsat mușcată de un șarpe veninos. O tragică poveste de dragoste și atâta tot. Până în prezent, nu a fost găsit nici măcar un mormânt al conducătorilor din dinastia Ptolemaică, adică al celor care au condus Egiptul după Alexandru cel Mare. Se relatează că toate mormintele au fost situate în cartierul Palatului Alexandriei și par a fi sub apă, ca și restul acestei zone. Marea pur și simplu le-a înghițit. Dacă se va descoperi locul de înmormântare al Cleopatrei și al lui Antonius, acesta va ocupa arheologii zeci de ani. Cel puțin vom afla mai multe despre cum arăta și cum a murit, iar la maximum vom putea afla mai mult despre viața ei și, în principiu, despre obiceiurile egiptene ale vremei. Cele mai recente informații despre presupusul mormânt al Cleopatrei au fost făcute publice în noiembrie 2022, așa că nu este încă deloc clar ce au descoperit oamenii de știință. Și da, știm atât de puțin despre Cleopatra încât nici nu ne putem imagina care era exact aspectul ei. Adică, desigur, regina este în mod constant portretizată ca o frumoasă seducătoare pentru noaptea în care bărbații erau gata să se despartă de viața lor. Dar dovezile arheologice sugerează că această reprezentare poate să nu fie în întregime exactă. Cea mai recentă sursă existentă este o monedă mică de argint veche de aproximativ 2000 de ani, care înfățișează o regină epitetică cu o frunte mică, un nas ascuțit, buze înguste și o bărbie nu prea frumoasă. Da, în 2000 de ani, standardele de frumusețe s-au schimbat foarte mult, dar nici după standardele străvechi, Cleopatra nu poate fi numită frumoasă. Imaginea acceptată a Cleopatrei pe care o avem este aceea a unei frumoase regine care era adorată de politicieni și generalii romani, dar se pare că imaginea Cleopatrei ca o frumoasă seducătoare este în mare măsură o invenție ulterioară.
Scriitorii romani ne spun că Cleopatra era inteligentă și carismatică și că avea o voce seducătoare și nici măcar un cuvânt despre frumusețe. Istoricii nu au nimic, un portret pentru a face o presupunere despre aspect. Cea mai apropiată sursă sunt monedele, reliefurile egiptene sunt cel mai probabil nerealiste și create pentru subiecți, precum și busturile de marmură, ca să spunem așa, surse răspicate. Oamenii de știință moderni se îndoiesc pe bună dreptate că Cleopatra ar putea conduce țara și alianțele doar cu ajutorul frumuseței. Regina era destul de inteligentă și educată, pe lângă aceasta al naibii de bună la arta manipulării. Se pare că istoricii nu au putut înțelege o femeie care și-ar putea depăși cu deșteptăciunea sa contemporanii ei de sex masculin, așa că au atribuit succesul ei aspectului. Cu toate acestea, Cleopatra totuși avea grijă de ea însăși. Una dintre procedurile de îngrijire care sunt adesea atribuite Cleopatrei erau scăldarea în lapte de măgăriță. Se crede că acest lucru făcea pielea mai delicată, mai albă și ștergea imitarea ridurilor. Astăzi pare foarte îndoielnic. Dar stai un pic, în Egiptul antic nu erau foarte bine versați în cosmetologie. Și totuși, oamenii de știință cred că au reușit să recreeze parfumul folosit de Cleopatra. Acest lucru a fost posibil datorită unei tehnologii foarte inteligente de fluorescență cu raze X. Aceasta le-a permis oamenilor de știință să analizeze moleculele găsite în borcanele de parfum folosite de regină. După numeroase experimente, s-a reușit să se obțină o aromă plăcută cu o bază de note aromată de smirnă și scorțișoară, precum și alte ingrediente însoțitoare. Deși nu este 100% mirosul exact al Cleopatrei, este destul de aproape de original. Parfumul din 2019 putea fi găsit în Muzeul Național Geografic și se numește Aroma Cleopatrei. Iată pe cine dintre vechii conducători i-ai putea mirosi. Merită spus că laptele de măgăriță nu este cel mai ciudat capriciu al conducătorilor egipteni. Faraonul Pepe al II-lea a domnit aproximativ în anii 2279-2219 înainte de Hristos, iar el a urcat pe tron la aproximativ 6 ani. Desigur, în această perioadă, Pepe a fost condus în principal de mama sa, dar a rămas totuși un copil mic care deținea un regat imens. Înțelegeți, aceasta lasă o anumită amprentă și Pepe părea să fie al naibii de răsfățat. La scurt timp după ce a devenit faraon, un cercetător pe nume Harkhuf i-a scris o scrisoare lui Pepe spunând că a întâlnit un pigmeu dansator. Iar faraonul a reacționat așa cum ar fi reacționat orice copil după o astfel de veste. A fost încântat. A scris un document pe care istoricii îl numesc unul dintre cele mai umane care au ajuns până în vremea noastră. Și iată ce a scris. Pepi pe vremea aceea avea vreo 8 ani. Aruncă totul. Vă aștept la nord în palat imediat. Când pigmeul coboară cu tine în barcă, pune oameni credincioși în jurul lui. Nu-l lăsa să cadă în apă. Când se culcă, pune gărzi în jurul hamacului. Uită-te la el de zeci de ori pe noapte. Și există și informații că în perioada adultă Pepi ura atât de mult muștele încât intenționat ungea sclavii lui cu miere pentru ca acestea să distragă atenția insectelor și să nu stea pe faraon. Cu toate acestea, în ciuda unor astfel de rapoarte, Pepi al II-lea a domnit 64 de ani și potrivit unor surse în general 94, dar aceasta arată ca o exagerare obișnuită a Egiptului antic. La vremea aceea le plăcea în general să scrie că faraonii au condus țara timp de 100 de ani sau chiar mai mult, dar cum altfel? Când regii aveau un statut divin. Ei bine, acordăm prea multă atenție faraonelor și la urma urmei, nu numai ei aveau mumii. Acesta a fost practic modul standard de înmormântare în Egiptul antic. Dar uneori oamenii de știință găsesc ceva cu adevărat ciudat, înspăimântător, mumii care țipă. Din când în când, arheologii descoperă mumii care par să fi țipat efectiv în momentul morții, poate din cauza unor ritualuri teribile sau poate chiar din cauza unui atac de cord. Capul aruncat pe spate, cu gura larg deschisă și cu ochii goi privind în gol. Acestea sunt unele dintre cele mai îngrozitoare mumii găsite de oameni. Luați de exemplu această femeie care țipă, care a murit acum aproximativ 3000 de ani. Prima analiză a susținut că postura șocantă era legată de cauza morții femeii, un atac de cord. Se credea că femeia a murit singură și a fost descoperită doar câteva ore mai târziu, când a intervenit rigor mortis. Maxilarul deschis în momentul morții este înghețat într-o poziție înspăimântătoare pentru totdeauna, deoarece mușchii contractați devin rigizi și nu se pot relaxa până când corpul începe să se descompună. Odată ce femeia a fost transformată într-o mumie, a scăpat de descompunere și s-a transformat într-o descoperire arheologică de coșmar.
Cu toate acestea, alți oameni de știință sunt sceptici și spun că probabil i s-a deschis gura după moarte. Chiar au argumentat. Rigor mortis dispare după 2-3 zile, iar procesul de mumificare poate dura mai mult de 70 de zile. Pentru astfel de perioadă, maxilarul, chiar dacă persoana a murit de atac de cord, ar putea fi deja readus la normal. Dar care este atunci cauza acestui strigăt post-morte? Se crede că multe mumii nu au fost fixate corespunzător cu bandaje în jurul maxilarului. Gura tinde să se deschidă chiar și atunci când este strânsă. Această poziție a gurii este de fapt destul de comună la mumii. Un alt motiv pentru acest fenomen este legat de reducerea cantității de țesuturi moi pe măsură ce se usucă, ceea ce lasă spațiu suplimentar pentru deschiderea maxilarului și creează efectul unui strigăt. Dar există un motiv mai probabil pentru care gura mumiei ar putea fi deschisă. În anul 2006 a fost găsită o femeie din secolul al XVI-lea printre victimele medievale ale ciumei din Veneția, Italia. În timpul săpăturilor s-a descoperit că maxilarul i-a fost deschis de o cărămidă, adică persoana a murit și apoi a fost introdusă o piatră în gura cadavrului. Nu, aceasta nu a fost o batjocoră la adresa decedatului, ci doar rezultatul credinței în vampiri. În evul mediu, oamenii în principiu erau înclinați să creadă în diverse orori și în ceea ce se întâmplă după moarte, în principal pentru că procesul de descompunere nu era bine înțeles. De exemplu, atunci când stomacul uman se descompunea, secretă un lichid purificator întunecat. Acest lichid asemănător sângelui poate curge liber prin nasul și gura unui cadavru, deoarece mormintele și înmormântările erau adesea redeschise în timpul epidemiei de ciumă, pentru a adăuga noi corpuri. Groparii italieni au văzut aceste rămășițe în descompunere și dacă ceva asemănător sângelui curgea din gura cadavrului, atunci era cu siguranță un vampir. În plus, lichidul umezea uneori giulgiul de înmormântare de lângă gura cadavrului, astfel încât țesătura se lăsa în maxilar. Acest lucru putea provoca o ruptură în țesături și părea că cadavrul își micșorează giulgiul. Unii credeau că vampirii răspândesc ciuma în acest fel, cum ar fi mestecând un giulgiu și astfel infectând oamenii. Nu întreba cum funcționează, mai degrabă cheamă pe un vrăjitor. Ei bine, în timp ce vrăjitorul ajunge, poți introduce o cărămidă în gura vampirului. Se credea că asta va opri răspândirea bolii și de vreme ce am pomenit de vrăjitor, să vedem cum stau lucrurile în Polonia. Polonia are o istorie lungă de a trata vampirii, după cum o demonstrează mai multe înmormântări de vampiri. Astfel de înmormântări sunt ușor de recunoscut. Morții erau așezați cu seceri pe gât sau li se introduceau pietre în gură, așa cum se făcea și în Egipt. Ideea este destul de simplă. Dacă un vampir încearcă să se ridice, atunci secera îi va tăia capul. Dar piatra nu va permite spiritelor rele să mănânce oamenii cinstiți. Se pare că vampirii și-au pierdut capacitatea de a-și folosi mâinile. Conform legendelor antice, o persoană risca să devină vampir după moarte dacă nu a fost botezată. A murit într-o moarte violentă, a fost prima care a murit în timpul unei epidemii sau a murit departe de așezarea sa natală. Nu știu dacă calitățile vampirilor au fost îmbunătățite, dacă mai mulți factori coincid simultan. Oamenii din înmormântările vampirilor găsite în Polonia erau rezidenți locali și se pare că au căzut victime ale epidemiei de holera. Probabil că oamenii nu au putut determina cine a murit. Totuși foloseau prima metodă pentru că au decis să fie în siguranță. Nu cred că ești surprins de faptul că vampirii sunt doar o fantezie a strămoșilor noștri superstițioși. Dar cum rămâne cu hoboții care au existat de fapt? Nu aveau picioare mari și păroase și hoboții adevărați locuiau pe insula indoneziană Flores. Totuși, să vorbim despre tot în ordine. La începutul acestui mileniu, majoritatea antropologilor de teren credeau că numai oamenii moderni, specia noastră Homo sapiens, au putut să treacă dincolo de continent. Părea puțin probabil ca oamenii arhaici să aibă embarcațiuni capabile să traverseze oceanul. Totul s-a schimbat în 2003, când rămășițele unui strămoș străvechi de dimensiuni foarte, foarte mici au fost descoperite pe insula Flores. Creierul său minuscul și trăsăturile ciudate primitive au stârnit controversă cu privire la locul în care se află descoperirea în arborele genealogic uman. Desigur, la început, cercetătorii au crezut că au găsit o altă persoană cu microcefalie, o boală caracterizată prin cap mic și statură mică.
dar descoperirile ulterioare de schelete de aceeași dimensiune au arătat că Hobbit nu era doar o persoană minusculă, ci un reprezentant a unei specii întregi. Omul Flores a fost una dintre ultimele specii umane dispărute. Această rudă îndepărtată a noastră s-a stins cu aproximativ 50.000 de ani în urmă, cu puțin timp înainte sau în momentul apariției Homo sapiens în această regiune. Iar hobiții erau cu adevărat mici, de aproximativ un metru înălțime, cântărind aproximativ 25 de kilograme și având un volum cerebral de aproximativ 380 de centimetri cubi, adică de vreo 3 ori mai mic decât al nostru. Scheletul unui hobbit putea fi ușor confundat cu scheletul unui copil și doar măselele de minte dezvoltate complet le-au dovedit oamenilor de știință că erau adulți. Adevărat, structura scheletului era de asemenea destul de specifică. Oase pelvine largi, clavicule scurte, picioare plate vizibile și un aranjament neobișnuit al articulației umărului. În timpul mersului, hobbitul trebuia să-și îndoaie mult genunchii, așa că se mișcau încet, atât de încet încât nu puteau ține pasul cu evoluția. Deci acești oameni antici nu au crescut, ca de obicei există mai multe teorii. Inițial s-a presupus că populația speciei Homo erectus a ajuns pe Flores de pe insula Java, poate cu barca și apoi pur și simplu au căzut în dimensiune. Nu imediat, bineînțeles, dar peste sute de mii de ani. Așa funcționează nanismul insular. Animalele mari izolate pe insule devin mai mici pentru că au resurse limitate și nu există prădători mari de care să se protejeze. Mai pe scurt, este pur și simplu benefic. A doua teorie este microcefalia, pe care am menționat-o puțin mai devreme. Dar nu există boli sau condiții cunoscute la Homo sapiens care să se potrivească cu ceea ce oamenii de știință au descoperit la hobiți. Sună neconvingător. Dar nu numai oamenii mici au devenit mici pe insula Flores. Cercetătorii au descoperit 1000 de unelte de piatră asociate cu mii de oase de elefant, în special oasele stegodonilor, strămoșii elefanților moderni. De fapt, unii dintre stegodoni au fost mai mari dintre animalele cu trompă, aveau aproape 4 metri înălțime și cântăreau 12 tone. Dar aceasta se află în afara insulei Flores. Odată ajunși într-un spațiu restrâns, stegodonii s-au micșorat la dimensiunea bivolilor, așa că oamenii de știință au sugerat că mini-oamenii ar putea vâna mini-elefanții. La urma urmei, niciun om antic nu ar fi ignorat o astfel de sursă de carne și grăsime dacă ar fi fost la câțiva pași. Există chiar dovezi ale folosirii focului de către hobiți. Deci ce zici de un grătar din elefanți? Păcat că toate acestea s-au întâmplat atât de mult încât nu se poate spune nimic cu certitudine 100%, cel puțin până când cercetătorii au găsit ceva serios. Dar nu vă faceți griji, astfel de descoperiri se întâmplă uneori foarte neașteptat. Abia în 2011, comunitatea științifică a aflat că unul dintre primele atacuri chimice din istoria omenirii a avut loc cu mult înainte de primul război mondial. În jurul anului 256 după Hristos, fortul roman Dura Europos a căzut victimă unui asediu persan, în ceea ce este acum Siria. Când arheologii au explorat acest loc, au găsit nu doar o grămadă de trupuri de soldați romani care au murit în luptă, ci și urme de cristale galbene, de sulf și gudron. Toate acestea indicând că romanii au fost otrăviți de gaze. Se crede că acesta a fost probabil unul dintre cele mai vechi atacuri chimice cunoscute din istorie, acum aproape 1700 de ani. Soldații romani morți făceau parte din garnizoana orașului și săpau un tunel pentru a ajunge la perșii asediați. Perșii, la rândul lor, și-au săpat propriile tuneluri, dar de data aceasta pentru a submina zidurile orașului. Se pare că perșii au așteptat ca apărătorii orașului să se apropie și apoi au pompat gazul otrăvitor în tunelul lor, ucigând astfel soldații în câteva minute. Victimele s-au sufocat și au pierdut cunoștința și apoi au murit, iar din trupurile lor perșii au făcut ceva asemănător baricadei. În cele din urmă, orașul a fost capturat. Probabil vă amintiți de incendiul din Notre Dame, care a avut loc în anul 2019. Incendiul a distrus foarte mult și catedrala este încă în reconstrucție. Dar în timpul procesului de renovare, echipa de construcție a dat peste o descoperire neașteptată. Un cimitir antic și două sarcofage de plumb în formă de cadavre. Destul de întâmplător. În tot acest timp, cimitirul s-a aflat sub stratul de podea a bisericii datând din secolul al XVII-lea și nimeni măcar nu știa de el. Cercetătorii cred că cimitirul în sine datează din secolul al XIV-lea. Unul dintre sarcofagiile de plumb s-a mânjit sub greutatea bisericii care se ridica deasupra lui. Dar când s-a descoperit că era încă sigilat, totul părea că acest sarcofag nu trebuia deschis. Folosind o cameră endoscopică minusculă, cercetătorii au putut să privească în interiorul unuia dintre aceste sarcofage și să examineze conținutul acestuia fără a-i perturba starea.
Cercetătorii au descoperit un corp mumificat care se presupune că i-a aparținut unui tânăr de statut înalt, cum ar fi un demnitar important îngropat în secolul al XIV-lea. Cel de-al doilea sarcofag conține rămășițele unui preot care a murit în anul 1710. Pentru ce o astfel de răspândire în ani și oameni? Nu este clar, dar ambii acești bărbați au fost de mare importanță pentru vremea lor, deoarece au fost îngropați în sicrie atât de prestigioase chiar în inima catedralei. În timp ce cea mai mare parte din comori a fost descoperită la o adâncime de numai 20 de centimetri sub podeaua catedralei, sarcofagele au fost îngropate până la un metru, ceea ce le-a permis în general să rămână neobservate atât de mult timp. În general, când au început lucrările la restaurarea Notre-Dame, toată lumea era foarte îngrijorată de faptul că dacă avea să reconstruiască catedrala în toată splendoarea ei. Până la urmă, au fost o mulțime de detalii gotice frumoase, vitralii și chestii de genul ăsta. Dar omenirea este cu adevărat norocoasă și acest noroc are un nume, Andrew Talon. Istoric de artă belgian, a folosit trepiede cu laser pentru a crea un nor de dată de puncte pe fiecare suprafață a interiorului clădirii. El a înregistrat cu acuratețe fiecare trăsătură a acestei structuri complexe, inclusiv cele care nu au putut fi explicate deloc. Doar un miliard de puncte și aveți cea mai fidelă copie a clădirii. Acest tip de scanare a atras atenția comunității științifice încă din 2015, iar în 2018, din păcate, criticul de artă a murit. Nici nu bănuia că în curând opera sa va deveni baza reconstrucției Notre-Dame, catedrala pe care istoricul de artă a admirat-o toată viața. Dar se pare că ne lipsește ceva mistic. Cum rămâne cu Atlantida și Arca lui Noe? Se presupune că au fost găsite deja de atâtea ori încât începe să mi se pară că unele părți ale planetei sunt acoperite cu un strat uniform de Arca Atlantida. Insula mitică Atlantida a fost descoperită pentru prima dată de istoricul grec antic Platon, în anul 360 înainte de Hristos. Și de atunci a excitat imaginația tuturor iubitorilor de misterios și inexplicabil. Potrivit lui Platon, Atlantida a fost o mare putere maritimă care s-a scufundat în mare cu peste 10.000 de ani în urmă, ca urmare a unei catastrofe. Desigur, un astfel de artefact de dimensiunea unui întreg stat a vrut să fie găsit, așa că Atlantida a fost găsită în multe locuri din lume. Un cercetător este aproape sigur că aceasta este Bolivia. Altul spune că aceasta este Antarctica. Al treilea susține că Bimini Road, o astfel de formațiune de stâncă din Bahamas, ar putea fi un fragment al unei civilizații pierdute. Atlantida a fost găsită chiar și în Cuba și Japonia, deși arheologii se îndoiesc puternic că Atlantida a existat cu adevărat. Unii continuă să se certă despre care dintre ruinele găsite pot fi considerate rămășițele unei civilizații antice. Totuși, chiar și fără dovezi definitive, Atlantida continuă să trezească interes. Mare interes! Aceeași poveste este și cu Arca lui Noe, această barcă în care, conform legendei, familia lui Noe și o grămadă de animale au fost salvate de la potop. A fost găsită de multe ori. Timp de un mileniu, arheologii amatori au căutat cu sârguință dovezi ale existenței acestui vas legendar, pe și în jurul muntelui Ararat din Turcia. Nu existau mai multe indicații specifice în textul original. Desigur, din punct de vedere al științei, existența ei este foarte îndoielnică. Cu toate animalele de pe navă, precum și cu hrana și apa pentru a le hrăni, pur și simplu nu ar fi suficient loc pentru toată lumea de pe navă. În informațiile originale sunt indicate dimensiunile chivotului și are undeva în jur de 340 de metri pe 60 de metri și încă 34 de metri înălțime. O astfel de navă cu greu poate fi construită chiar și astăzi, iar în acele zile ar fi fost nevoie de sute de luni pentru a crea o astfel de navă. Și indiferent de cât timp este nevoie pentru construcție, este dat de oamenii care consideră arca ca fiind reală, dar am dat peste 30 sau chiar 100 de ani, totul sună fantastic. Și apropo, de unde să obțină atât de mult lemn? Cu toate acestea, în ciuda tuturor improbabilității chivotului lui Noe, ei continuă să o găsească din nou și din nou. În februarie 1993 au arătat la televiziune chiar și o bucată de lemn, care se presupunea a fi o fostă parte a chivotului. Bineînțeles că a făcut o mare impresie. Abia mai târziu s-a dovedit că cercetătorul era un actor care nici măcar nu călătorise în Turcia. Iar bucata de lemn în sine nu era altceva decât un pin obișnuit înmuiat în sos de soia pentru culoare și îmbătrânit artificial într-un cuptor.
Ei bine, este destul de jenant când artefactul tău străvechi este creat cu ajutorul sosului de soia. Cei de la TV au scos mai târziu scuză că programul era distractiv și nu documentar. Mai târziu, în 2006, arca a fost găsită de nou, apoi săpată mult timp, după care au efectuat examinări, dar comunitatea științifică nu le-a crezut. Oamenii de știință profesioniști nu au participat la studiu. În general, această constatare s-a dovedit a fi oarecum neconvingătoare. Chiar aș numi arca lui Noe un fel de Atlantida, doar că este o navă. Dar oare este chiar imposibil să găsim această Atlantida? Acum doar avem o mulțime de echipamente diferite, putem privi oceanul din spațiu și chestii de genul ăsta. De ce încă nu a fost făcută o descoperire strălucitoare? Până la urmă este un întreg oraș. Ei bine, motivul principal este că Atlantida este în primul rând un mit, o poveste instructivă inventată de una dintre cele mai strălucite minți ale Greciei antice, filozoful atenian Platon. Platon ne-a lăsat singura poveste scrisă despre Atlantida, iar dacă te hotărăști să o citești în traducere de la sine, atunci probabil vei înțelege că aceasta este o grămadă de metafore, alegorii și chestii de genul ăsta. Fiecare mențiune despre acest loc legendar sună ca un amestec de fantezie și science fiction. Atlantida era o insulă vastă, mai mare decât Libia și Asia combinate. Era locuită de o rasă de semizei condusă de regi puternici care erau urmași al lui Poseidon. Bine, acum acest lucru nu este atât de rar în Grecia antică. Atlanții au creat o civilizație avansată și au construit orașe uriașe într-o perioadă în care restul lumii era încă neolitic. Foarte cool! Doar toată această fantezie avea scopul de a glorifica democrația ateniană. Era atunci super modernă și atenienii erau teribil de mândri de ei înșiși. În plus, istoria Atlantidei și avertismentul în pofta ei de putere, această civilizație avansată a declarat război tuturor popoarelor din mijlocul pământului și a capturat pe toată lumea, cu excepția oamenilor din Atena. Au reușit să-i înfrângă pe atlanți și atunci mânia zeilor a căzut peste marea rasă și insula s-a scufundat. În general, Platon a vrut să spună contemporanelor săi: rămâneți modești, virtuoși și nu puneți bogăția mai presus de orice. Chiar și discipolul lui Platon, Aristotel, a respins legenda Atlantidei, drept fantezie pură. La urma urmei, detaliile conținute în două dintre lucrările sale erau prea fantastice pentru a fi adevărate. Și în general, Platon a scris că Atlantida ne va aminti de o insulă uriașă, aproape tot continentul era în spatele stâlpilor lui Hercule, adică în spatele strâmtorii Gibraltar. Și unde? Nici eu nu văd nimic. În general, mi se pare că dacă nu era pseudo-oameni de știință și iubitor de teoria conspirației, Atlantida ar fi rămas doar un fragment din opera lui Platon și destul de mică și nimeni nu i-ar fi acordat atenție. Pe de altă parte, acum este un element al culturii noastre care poate fi găsit în cărți, filme, spectacole, documentare și jocuri video. Chiar și Tolkien a folosit mitul Atlantidei în mintea sa legendară, iar asta deja spune ceva. Salut! Nu mai ai timp să privești filmele preferate fiindcă vine vara și vrei să începi să citești mai multe cărți, să faci sport și să dormi câte 7-8 ore? Noi avem soluția! Pe noul nostru canal, Lime Films, găsești rezumatul la cele mai bune filme. Astfel vei economisi mai mult timp. Linkul îl găsești în descriere. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii voi ce părere aveți despre aceste descoperiri. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pace tuturor! Vă pupă Lime!